Mircea Sandu și Dumitru Dragomir au ajuns din nou la Curtea de Apel în procesul în care sunt acuzați de trafic de influență și abuz în serviciu în dosarul dezafilierii Universității Craiova. Fostul patron al echipei craiovene, Adrian Mititelu, cere închisoare pentru cei doi, dar și sute de milioane de euro daune. An grei în spatele gratiilor cer și procurorii DNA pentru fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, dar și pentru fostul președinte al Federației Române de Fotbal. Dumitru Dragomir și Mircea Sandu au venit aici la Curtea de Apel înainte câteva minute să înceapă procesul. Acest proces este foarte esențial pentru că procurorii DNA cer în cazul celor doi 14 ani de închisoare cu executare. Așa că, deși în primă instanță cei doi au primit câte 3 ani de închisoare cu suspendare, rămâne să vedem ce decizie finală vor lua magistrații de aici. Magistrații Tribunalului București au decis, pe lângă condamnarea de 3 ani de închisoare cu suspendare, ca Mircea Sandu, Dumitru Dragomir, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal să plătească 240 de milioane de euro. Adrian Mititelu vrea însă închisoare cu executare în cazul celor doi. Data trecută ați spus dumneavoastră că veți face declarații împotriva domnului Dragomir și a domnului Sandu pentru că aceștia să facă închisoare. Care sunt probele care le veți aduce în fața magistrății? Probele le-au adus procurorii, sunt foarte mari și situația de fapt... Atunci care va fi declarația dumneavoastră? O să vedeți în sală. O să vorbim după ce o să dau. Voi explica cu lux de amănunte cum s-au întâmplat evenimentele. Domnul Mititelu, da, domnul Dragomir a semnat pentru dezafilierea universității atunci? Păi dacă noi nu mai existăm, mă dați seama că a semnat, nu? Dumitru Dragomir a ajuns zâmbind la instanță și a dat un răspuns pe măsura cererii lui Mititelu. Toți stâmpiții de asta vorbesc în România. La procesul de astăzi s-au stabilit de către părți ce documente noi vor aduce, dar și ce martori vor fi audiați. Mircea Sandu a cerut audierea lui Victor Pițurcă, iar reprezentantul Universității Craiova a cerut admiterea de către instanță pentru audiere a lui Gigi Becali. Milionarul ar fi făcut un acord de transfer între Steaua și Universitatea Craiova. Dacă magistrații vor accepta, atunci cei doi urmează să răspundă la întrebările magistraților la termenul următor. În anul 2013, Mircea Sandu și Dumitru Dragomir au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție și au cerut o pedeapsă de 14 ani de închisoare cu executare pentru cei doi, adică pedeapsa maximă plus o treime spor de pedeapsă pentru circumstanțe agravante.